Până astăzi, 30 martie, pe teritoriul României au fost confirmate 1952 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19. Dintre cele 1952 de persoane confirmate pozitiv, 180 au fost declarate vindecate și externate. 55 la Timișoara, 85 la București, 19 la Iași, 7 la Craiova, 11 la Constanța și 3 la Cluj. Totodată, până acum, 46 de persoane diagnosticate cu infecție COVID 19 internate în spitale din Craiova, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timișoara, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Ialomița și Satu Mare au decedat. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategic au fost înregistrate alte 192 noi cazuri de îmbolnăvire. Pacienții nou confirmați au vârsta cuprinsă între 1 și 90 de ani. În județul Brașov, conform datelor Direcției de Sănătate Publică, 135 de persoane se află în carantină, iar 2649 de persoane sunt autoizolate și monitorizate la domiciliu. În făgăraș, până astăzi la ora 12, nu s-a înregistrat niciun caz de infectare cu COVID-19.